Bun venit în Treasure Games in the Park, Ținutul Buzăului. În episodul trecut am degustat preparate clasice reinterpretate de șef Liviu Lambrino și am învățat să facem opinci, probă care doar părea ușoară și s-a dovedit mult mai provocatoare decât s-ar fi așteptat orice orășan. Avem aici, pentru proba următoare, se numește hobiliță. Nu știu dacă ați mai văzut vreodată una. În momentul în care luați apa, umpleți la fântână, scoateți din fântână apă, umpleți gălețile, fixați jos gălețile și apoi, ori dacă puteți, de jos, o ridicați pe obor și vă ridicați, sau, altfel, dacă o puneți pe fântână, trebuie să, pentru că e mai sus fântână, o luați pe prima, o țineți echilibrat și o luați pe a doua și o ridicați. Dar e fântână mai sus și atunci vine mai ușor de ridicat. Pe spate amândouă? Pe spate amândouă și apoi veniți. Contează dacă vă întoarceți cu cât mai multă apă îngălată, asta înseamnă că este apreciată viteza cu care terminați proba, dar la fel de mult este apreciată și cantitatea de apă cu care ajungeți aici înapoi la punctul de start și în același timp punctul de finish. Am văzut doar în filmele chinezești o chestie de asta asemănătoare cu niște tineri entuziaști care cară ceva, nu se știe ce, cu chestia aia, cu o biliță sau cum se numește. A fost tare. Singura chestie că am scăpat de câteva ori găleata, am scăpat-o în fântână și a trebuit să aplec un pic ca să prind cu cuiulețul ăla toarta ei. În schimb, bine, eram și foarte bine echipat, că avem opincile pe care le făcusem chiar eu și m-au ajutat mult, mult de tot să merg, să alerg. Hai, bună ziua! Vezi că am pierdut aia, mâncați! Au! N-am mai scos niciodată, cred că apă din fântână, cred că n-am scos absolut niciodată. Da, fix asta se întâmplă. Scoatem apă din fântână, dar în modul în care o făceau bunicii și străbunicii noștri. Ne ajutăm de încă o găleată cu care să le putem umple mai ușor pe cele pe care le ținem pe copiliță. Dacă nu ai căutat deja prin dicționar, cobilița este numele dat unei piese de lemn curbat purtate pe umeri, care servește la transportarea găleților, a cofelor și a coșurilor. În funcție de regiunea țării, îi se mai spune coacă sau coromâslă. E greu că scade aia în apă. Cui ăla? Cantitatea de apă.
secunde. Bravo! Mamă, cade aia, e nasolul rău. Pleacă din puiul ăla. Cade găleata? Cade găleata din cui. 3 bravo, felicitări. Mersi. E greu. Cade din cuivulețul ăla și nu ai ce să-i faci. Nu duci la fund? Trebuie să o... Nu, trebuie să o împingi până în capăt acolo și după aia încep să... A trebuit să merg cu două găleți, să iau apă dintr-o fântână, care era mai... dinspre antichitate. Avea, da, avea un cui prins pe o bucată de lemn cu găleata. Trebuia să pescuiești de jos. Era o tehnică specială, dar noi ne-am învățat înainte despre ce este vorba. 3, 2, 1, start! Pentru unii, proba a început în viteză, doar că le-a fost ceva mai greu să nu piardă gălețile pe traseu. Dacă scăpai găleata, pierdeai foarte mult timp. Am reușit să scot trei găleți și să nu scap niciodată. Alții au reușit să o rupă. Da, am avut colegi forțoși. Ce provoam. Toate echipele la fel. 3, 2, 1, start, apoi grijă să păstreze ambele găleți până la fântână, iar la întoarcere să păstreze cât mai multă apă în ele. Jos. Bravo, felicitări. Bravo. 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 Complicat. Este ăla la gât? Andrei, uite un flec. Bravo. Bine că l-am găsit. Start.
Bun, la alergat în opinci, toată lumea pare că se pricepe. Competiția a fost luată cât se poate de în serios, iar prea multă presiune nu face rău doar concurenților. S-a rupt asta. Trebuie să schimbăm. N-am ce face. Ceva special, nu. Cea mai specială fază a fost cea cu bățul pe care l-am rupt în fântână, încercând să scot o găleată de apă și m-am speriat inițial, că nu știam ce o să se întâmple exact cu proba respectivă, pentru că nu știam dacă avem un băț de rezervă, pentru că mie mi se părea că era un băț folosit destul de mult. Colegii din alte echipe au râs de mine și a fost cel mai funny moment al zilei. Repetăm proba. Haide, ia-o de la... Haide să mergem. Haide. N-am furat. Vezi că ești prea puternic? Pe moment, inițial voiam să înjur, mă enervasem pentru că mă enervez destul de rapid, sunt o persoană colerică, dar am zis, băi, trebuie să găsesc o soluție și să duc proba la bun sfârșit. 3, 2, 1, start! Cu lecția învățată, Dan a tras aer în piept și a mai pornit încă o dată spre fântâna surprizelor. Fiind contra cronometru, nu am vrut să-l penalizăm pentru multisei. Tradiții păstrate sute de ani, unelte transmise din generație în generație și totul până azi. Dar cum orice problemă naște soluții noi, la Bisoca s-au găsit și lemnele potrivite ca să ajute concurenții vânjoși să tragă gălețile pline din fântână. Iar dacă vă întrebați, da, am reușit să salvăm găleata scăpată în fântână. Covilița. Ți-aduce aminte? Covilița a fost... acolo am avut eu un moment de... stres. Nu stres, nu a fost stres. Proba mi-a plăcut ca format, doar că am avut o mică remarcă legată de principiu, pentru că eram singura echipă de fete și am simțit, nu un dezavantaj, doar că ca o mică remarcă, că băieții, având înălțimi mai mari și forța necesară, puteau căra mai ușor cele două găleți cu apă. Pentru noi provocarea a fost mult mai mare, dar a fost și pe măsura așteptărilor să îi facem față. 3, 2, 1, start! Fată sau băiat, sarcina nu a fost deloc simplă. Mai întâi să nu pierzi gălețile goale, apoi să nu le pierzi pline. Între ele, să nu pierzi găleata cu apă din fântână. Cu puțin exercițiu, până la urmă, cele 5 echipe au dovedit și proba cobiliței de la Zestrea Bisoceană. Hai în aplauze! Glorie! Hai, ești din bun! Haide! După ce ai trecut de brațul meu, poți să le lași jos. Bravo! Forță! Bun, în minutele următoare o să vedem ce înseamnă dărăcitul lânii. O să aveți 5 minute la dispoziție și de data asta o să fie doar un membru al echipei care participă și cu ajutorul Aurei va reuși să dărăcească lâna. Înainte ne arată cum se face și ce Dumnezeului este asta.
După care o să facem acest lucru împreună și mare grijă. Trebuie să dărăciți 100 de grame. 50 de grame chiar. 50 de grame chiar. Am redus, este super ofertă. 50 de grame de lână. La final, când au terminat toți concurenții, o să cântărim cantitatea pe care ați dărăcit-o. 3, 2, 1, start! Dar ce face dărăcitul care nu ne-ai explicat, Aurea? Dărăcitul curățăm lână. Dar nu știu să aproximez. Zi stop, cum vă zic eu, stop! Oh, da! Zi mă stop! Da, da! N-am pus stop? Oh, nu, câte era! 3, 2, 1, start! Ce simpatic e! De ce? A zis stop! Când ești gata, 3, 2, 1, stai! Nu îți băgăm mâna de aproape, te rog eu unde tot când am pus să... Dă-i, 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 nu te opri, nu te opri, că trece timpul. Nu te opri, nu te opri. Mă opresc. Vezi la camera. 3, 2, 1, start! Faci o perdă. 3, 2, 1, start! Să nu bagi mâna în partea aproape, te rog. Măcar la dărăcit. Dar văd și niște pene sub aia, dărăcit și niște dăini. Nu știu. Cine știe ce mai fi intrat aici? Se pare că s-a stricat da? Cred că e trebuie. Cred că e de chila acolo, e ok. Da, băi, nu văd nimic. Lasă, lasă. Două minute. The Rocks. The Rocks. Bro. La parchetul e răcit. Te-am pus așa? Să simt camera asta? 98 de grame. 90 acum, următoarea. Păi nu trebuia să facem 100? 950, da, 98 de grame. Hai că e aproape de 92. 50 de membri. Următoarea? Ați notat, da? Da, da, 98. Hai de. Hai vorbiți toți o dată ca să ne înțelegem măcar. Aici cred că e mai puțin. 68 de grame, simt. 178. Ai, ai. Ați fost aproape. Hai, mamă. Hai cu 500. 140. 140. Deci 98 e cel mai aproape. Nu, sau 92. Dar putea să nu o puneți pe poartă. Continuăm aventurile în noi episoade Treasure Games in the Park, Ținutul Buzăului. Până atunci, subscribe canalului, un share, un like și un comentariu cu ce echipă crezi că a adunat până acum cele mai multe puncte. Iar dacă nu ai aflat încă povestea Treasure Games in the Park, o spunem pe îndelete și pe treasuregames.ro și cronicardigital.ro.